Când vor să-și facă un prieten cu pene, de cele mai deseori oamenii aleg papagalul. În multe cazuri aleg specii comune ale acestor păsări, dar sunt și cei care preferă speciile mai rare. Pentru unele specii de papagal trebuie să pui pe masă o sumă frumușică și cu cât mai rar se întâlnește în natură, cu atât mai mare este și prețul pe piață. O să vă povestim despre 10 cele mai scumpe specii de păsări din lume. Cacadu Goffin. Costă undeva la 900 de euro. Lungimea trunchiului ajunge până la 32 de centimetri. Greutatea aproximativ 400 de grame. Media de viață este de 30-40 de ani. În acest moment, pasărea este considerată pe cale de dispariție. În sălbăticie se găsește doar în Indonezia, pe insulele Tanimbar. Este totalmente albă, în afară de zona din jurul ochilor și a ciocului, care au niște pete roz. Creasta acestui papagal, ca al majorității reprezentanților acestei specii, este puțin rotunjită. Cacadu Goffin iubesc veselia și distracția. Aceste păsări nu vă vor lăsa să vă plictisiți deloc. Sunt foarte vorbărețe și cer multă atenție. În general, sunt relativ liniștite, dar dacă se plictisesc, pot să strige destul de puternic. Din toate distracțiile, acești papagali preferă dansurile pe o muzică veselă. Papagalul gala sau cacadu roz sau cacadu cu pieptul roz. Prețul de la 950 de euro. Este numit așa datorită culorii roz a penelor sale. Înălțimea lui ajunge până la 34 de centimetri, iar greutatea până la 400 de grame. Acești papagali pot trăi peste 40 de ani. Masculul și femela se disting după culoarea ochilor. Roșii la femelă, maro la mascul. Doar aripile și spatele nu le sunt colorate în roz. Aceste părți ale corpului sunt de un gri pal. Păsările astea sunt foarte prietenoase și sunt capabile să imite vorbirea umană. De asemenea, poți să le înveți niște trucuri simple. Se obișnuiesc cu mâinile rapid, dar au nevoie de îngrijire și educație, ca un copil mic. Astfel de pasăre e mai bine să fie cumpărată direct de la crescători, pentru că cele sălbatice sunt greu de învățat. Papagalul cacadu cu creastă galbenă. Prețul începe de la 1700 de euro. Înălțimea lui ajunge la 50 de centimetri și greutatea corpului la 1 kg. Media vieții este de 80 de ani. În sălbăticie pot fi întâlniți în Noua Guinee, nordul și estul Australiei și pe insula Ara. Tot corpul lor este alb, în afară de creastă și de penele de sub aripi. Acestor papagali le place să trăiască în stoluri. Sunt foarte sociabili și cu oamenii se comportă destul de pașnic. Adoră grija și afecțiunea. Este indicat să fie ținuți în pereche, ca să nu se plictisească. Trebuie să le acordați minim 2-3 ore pe zi, altfel vor începe să-și smulgă penele și chiar să refuze mâncarea. Papagalul cacadu umbrelat alb, prețul de la 2100 de euro. În condiții naturale se găsește pe insulele indoneziene. Ajunge la înălțimea de 60 de centimetri, iar greutatea de 630 de grame. Domesticite, aceste păsări pot trăi de la 40 la 60 de ani. Culoarea este albă, excluzând penele de sub coadă și de sub aripi. În jurul ochiului au un inel de o nuanță albastră-gri. Femela și masculul se deosebesc după culoarea ochilor. La mascul sunt negri, iar la femele căprui. Papagalul cacadu umbrelat alb se atașează foarte rapid de stăpânii săi. Sunt niște păsări drăguțe care înțeleg totul foarte rapid, din mers. Pot să învețe diferite trucuri și să imiteze vorbirea umană. Pentru oameni sunt interlocutorii perfecți. Este nevoie doar de un antrenament zilnic și o atitudine bună. Ara cu pieptul galben. Prețul începe de la 2200 de euro.
este considerat cel mai colorat reprezentant al papagalilor. Poate să crească până la înălțimea de 90 de centimetri și să aibă greutatea corpului de aproximativ 1 kg. În natură, aceștia se găsesc în țările Americii Latine, inclusiv Panama, Bolivia, Peru, Ecuador și Venezuela. Pe deasupra au un penaj albastru superb, iar dedesubt este galben, tot gâtul, burta și coada. Dar iată, capul papagalului Ara de parcă a amestecat cele două culori între ele și a devenit verde. Această specie de papagal este extrem de sociabilă, prietenoasă și foarte inteligentă. Dacă din copilărie să fie cunoscută cu mulți oameni, pasărea se va comporta foarte ospitalier. Papagalul cacadu cu bonetă roșie sau cacaduul molucan. Prețul începe de la 2600 de euro. Această specie de cacadu în natură aproape că nu a mai rămas. Habitatul lor sunt insulele Molucca, anume de asta au primit așa denumire. Această pasăre crește până la 50 de centimetri lungime, cu greutate de 800 de grame. Se consideră unul dintre cei mai mari reprezentanți printre cacadu albi. Penajul este alb cu niște nuanțe de roz, creasta are pene roz. La un moment dat era preferatul oamenilor, este extrem de iubitor și necesită foarte multă atenție și grijă. De aia nu vă zgârciți la jucării și jucați-vă cu el cât mai des. În schimb, va face orice truc îl veți învăța. Pregătiți-vă să-i cumpărați o mulțime de jucării, pentru că pe majoritatea le va terfeli foarte rapid. Poate învăța rapid să imite vorbirea umană. Papagalul palmier sau goliat cacadu, prețul de la 8700 de euro, face parte din reprezentanții unei specii foarte rare. În natură se întâlnește doar în pădurile Australiei. Lungimea trunchiului poate ajunge până la 75 de centimetri, greutatea până la 1 kg. Datorită faptului că este capturat pentru a se reproduce, în locurile native numărul lor a scăzut dramatic. Atrage prin culoarea penajului său neobișnuit. Este aproape tot negru, în afară de mijlocul ciocului și a obrajilor, care sunt evidențiați de culoarea roșie. Se creează impresia că natura i-a aplicat un blaș de la naștere. Se deosebesc acești papagali nu doar prin felul în care arată, dar și prin caracterul lor egoist. Ca să fie îmblânzit, trebuie să fie dresat din primele zile. În caz contrar, nu veți primi niciun rezultat. De asemenea, acest obraznic poate să se supere pe dumneavoastră. Cacadu Inca. Prețul începe de la 12.100 de euro. Acești papagali uimitori l-au surprins atât de tare pe majorul Thomas Mitchell, care se afla în Australia și îi urmărea, că au primit numele lui, Cacadu Major Mitchell. Acești papagali nu au o dimensiune mare, lungimea ajunge până la 26 de centimetri, greutatea până la 600 de grame. În sălbăticie se găsește în partea deșertică a Australiei. Penele lui de la culoarea roz trec spre alb. Creasta are o coloratură roșie foarte specială. Sunt foarte deștepți și prietenoși. Au nevoie de multă atenție, mai mult decât alți reprezentanți ai aceleiași specii. Sunt foarte tactili și orice atingere îi liniștește, dar și iubesc să strige destul de tare, așa că nu merită să-i țineți în apartament. Ara Hyacint. Prețul începe de la 17.400 de euro. Acest papagal de o culoare albastră bogată merită toată atenția noastră. Lungimea ajunge până la aproape 1 metru. Cântărește această pasăre 2 kg. Dimensiunile sunt într-adevăr impresionante. În natură, Ara Hyacint se întâlnește în jungla Americii de Sud. Culoarea albastră este diluată doar de o singură pată galbenă, inelul din jurul ochiului. Această specie de ara, spre deosebire de alte rude ale sale, nu e atât de zgomotoasă. Este mai calmă și mai liniștită după caracter. Aceste păsări sunt familiste și, datorită mărimilor și nevoilor sale, necesită multă atenție și spații întinse, mari. Ara Spix. Prețul 170.000 de euro. Acest ara este cel mai rar de pe pământ. Specia lui este pe cale de dispariție. În natură deja nu mai există, deoarece au fost capturați toți indivizii sau au murit din cauza înțepăturilor de albine.
Acum, în toată lumea există doar 400 de indivizi, de aia prețul este cosmic. Aceste păsări pot fi comparate cu oamenii cu sânge albastru. Cu culoarea penelor sale doar vor accentua acest fapt. Acest papagal nu e mai mare de 55 de centimetri, cu greutate de 400 de grame. Doar un adevărat cunoscător al păsărilor poate să-și permite să cumpere o pasăre de genul ăsta. Nu însă și ea este scumpă, ci și îngrijirea și hrana ei. Pasărea specială are nevoie de o atenție specială. Investind atâta, proprietarul ei se va comporta cu ea de parcă e o operă de artă sau o bijuterie rară. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din acest episod. Care dintre papagali v-a uimit cel mai tare? Prin ce? Prin preț sau prin modul în care arată? Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!